Sâmbătă a avut loc simularea examenului de rezidențiat atât pentru studenții de la medicină generală, cât și pentru cei de la medicină dentară. Evenimentul a fost organizat de Societatea Studenților în Medicină din Timișoara. La această simulare participă studenții de la medicină generală împreună cu studenții de la medicină dentară. Noi am colaborat cu asociația lor studențească TDSA și împreună am vrut să organizăm un cadru cât mai asemănător cu ceea ce se va întâmpla în realitate la examenul de rezidențiat. Această simulare nu este doar pentru a simula un subiect cât mai asemănător cu cel de la rezidențiat, ci și pentru a simula partea de sentiment, cum se raportează la intervalul de timp, cum se raportează la completatul grilei de răspuns. Deci, practic, e un mediu destul de complex ca ei să aibă o înțelegere cât mai bună a zilei în care vor susține examenul de rezidențiat. Simularea se desfășoară în trei clădiri, deși se putea ține într-una singură, am considerat că așa este mai potrivit pentru a respecta normele de distanțare. Participanții vor purta măști și vor fi distanțați social. În fiecare sală sunt mai puțin de 50 de oameni, cu tot cu voluntari. Va fi la dispoziție dezinfectant și măști de protecție pentru uzul acestora. Viitorii rezidenți au tratat cu seriozitate această simulare, considerând că este foarte importantă pentru examenul de rezidențiat propriu-zis. Foarte utile, din punctul meu de vedere, pentru că ne pot pregăti mai mult pentru ceea ce urmează. Sunt foarte utile. Regretul cel mai mare este că o să avem unul singur, din câte am înțeles. Dar, desigur, toată lumea poate să facă oricâte simulări vrea acasă, dar, în orice caz, mai mult ne ajută la simularea mediului în care dăm examenul și nu neapărat pentru cunoștințele astea. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, e foarte bună simularea. Destul de util, având în vedere că nu știm așa de multe cum o să se desfășoare, având în vedere noua bibliografie, deci a fost un test destul de util. În data de 16 octombrie va avea loc simularea examenului de rezidențiat pentru studenții de la farmacie.